Antrenamentele în sală vor fi reluate la mijlocul lunii iulie. Deci avem un turneu internațional la Baia Mare, după care ne pregătim pentru campionatul național, care începe undeva la jumătatea lui septembrie. Și suntem, anul ăsta trebuia să fiu cu echipa cu majoritatea fetelor, fiind de 2000 să fim an mare, dar regulamentul iar o schimba federația și suntem tot an mic. Deci practicăm cu 99-2000. Obiectivele pentru anul acesta sunt ambițioase. Anul ăsta sper și așa și concepem pregătirea să ne calificăm, să ieșim din grupe la turneu semifinal cel puțin. Deci nici nu ne gândim la altceva, așa începem. Ideea, vedem în ce serie picăm, ce echipe ne pică în serie. Eu întotdeauna am doresc să scap de centrele olimpice și totdeauna centrele olimpice sunt cu noi, dar șansele avem pentru că se califică primele trei echipe din serie din începând de anul ăsta și probabil că, eu zic, avem șanse. În 6 iulie, sighetencele vor participa la campionatul național de beach volley care va avea loc la Mamaia.